Bună seara și la mulți ani! Începând cu aceste clipe, în fiecare vineri, începând cu orele 19:30, veți putea să urmăriți pe Giurgiu TV emisiunea Iluzii, Prejudecăți, Perspective. Va fi o emisiune tematică, vom discuta despre fericire, despre prostie, despre libertate, despre romi, despre prietenie, etc. etc. Am stat mult în cumpănă cu ce temă să încep, până la urmă am ales prostia, tema prostia. În această seară vom discuta despre prostie, invitatul meu fiind muzeograful Emil Păunescu, muzeograf care face parte din elita muzeografilor la nivel național și nu numai la nivel local. Spre finalul emisiunii va mai veni un invitat, o elevă deosebită de la Liceul Nicolae Cartojan, este vorba despre Alexandra Lupan, care într-un fel ne va ajuta să evadăm din această temă a emisiunii, temă, repet, care se numește prostia. De ce anume prostia? Din mai multe motive. În primul rând, de ce nu prostie? În al doilea rând, în spațiul românesc, judecata cea mai frecvent întâlnită este cea care operează cu termenii prost deștept. M-am reflectat la acest fenomen, oare de ce se întâmplă așa, de ce împărțim pe semenii noștri în primul rând în funcție de prostie și inteligență. Unul dintre motive s-ar putea să fie și faptul că noi românii suntem mai puțin cartezieni decât alte popoare. În speță, noi românii nu prea suntem înclinați să utilizăm un principiu logic, un principiu fundamental numit principiul rațiunii suficiente, principiu care ne cere că atunci când afirmăm sau negăm ceva, să venim cu o justificare, cu un temei. Și atunci, ne folosind acest principiu, este foarte lejer pentru noi să-l numim pe X prost, mâncarea a fost proastă, emisiunea a fost proastă, în programul TV de Revelion a fost prost, cutare scriitor este prost, vremurile sunt proaste, etc., etc. Un alt motiv, să zicem, pentru care am ales tema prostia, derivă, cred că, dintr-un citat al lui Albert Einstein, pe care îmi permit să-l citez. Zice Einstein, doar două lucruri sunt infinite, universul și prostia umană, iar de cea din urmă sunt foarte sigur. Vom discuta în continuare despre prostie împreună cu invitatul meu, Emil Păunescu. Bine ați venit, domnul Păunescu. Bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor. Eu mă aflu, sincer, așa într-o postură inedită, este pentru prima oară când sunt în postura de moderator, de realizator. Am avut emoții deosebite înainte de a ajunge aici. Eu aș zice să începem discuția de la Dex. În Dex se spune așa, prostie, starea celui lipsit de inteligență sau de învățătură, starea omului prost, faptă, comportare, vorbă care denotă o astfel de stare. Dacă ar fi să ne oprim aici la această definiție dată prostiei, starea celui lipsit de inteligență sau de învățătură, starea omului prost, faptă, comportare, vorbă care denotă o astfel de stare. Ce ați avea de spus? Nu știu dacă este cea mai reușită definiție. Apare, pe de o parte, ca accepțiune principală, antonimul prost deștept, dar se insinuează ca și cum ar fi echivalent prost egal ignorant, ceea ce cred că este o greșeală dacă ne gândim că poporul nostru cu 100 de ani în urmă avea jumătate dintre persoanele aflate dincolo de vârsta școlarității analfabete, atunci ne putem duce în plan istoric și la o altă situație, cred că l-ar cunoscută de la literatura română clasică, acea celebră vorba vornicului Moțoc în novela lui
negruții proști, dar mulți, sau un cuvânt învechit, dar care are o accepțiune subtilă în plan social, ideea de prostime. De om simplu. Deci prostimea era alcătuită din oamenii simpli, oamenii ignoranți, fiindcă prin statutul lor social nu aveau posibilitatea să ajungă la învățătură, dar asta nu însemna că într-adevăr masa acelor oameni mai puțin cultivați era o masă de nedeștepți. De nedeștepți. Eu cred că a surprins o chestiune extraordinară aici. Aș avea și eu de făcut vreo două referințe la această definiție pur tehnic, din punct de vedere logic, fiindcă predau logica de foarte multă vreme. Această definiție este o definiție care denotă prostie. În ce sens? Zice că prostie este starea celui lipsit de inteligență sau de învățătură. Una dintre regulile definiției este următoarea. Definiția trebuie să fie logic afirmativă, să ni se spună ce este obiectul definiției și nu ceea ce nu este. În al doilea rând este încălcată o altă regulă fundamentală atunci când ai o definiție. Regula respectivă spune că definiția nu trebuie să fie circulară, adică obiectul definiției prostie nu trebuie să apară în definitor, ci apare în definitor starea omului prost. După aceea, într-adevăr, cum ai surprins și tu, Emil, aici se face și un fel de echivalență între prostie și ignoranță. Și se pare că o să discutăm pe parcurs, dacă o să avem și timp, mă rog, despre această relație care poate exista între prostie și ignoranță. Dar dincolo de această definiție proastă, care denotă prostie, clar, din partea celor care au scris această definiție. Mai fac aici o paranteză, emisiunea noastră și-a propus să fie și o emisiune critică, iar eu vă aștept să urmăriți în continuare, vă repet, începând cu, în fiecare vineri, începând cu orele 19:30, această emisiune și nu numai să o urmăriți, ci și să o și criticați. Fiindcă și noi vom merge foarte mult pe critică, pornind de la ideea că numai criticând se poate progresa. Dar dincolo de această prostie care apare în Dex, se poate spune că termenul prostie are o bogăție semantică uluitoare. Chiar mai înainte spuneam nu că vremurile sunt proaste, oamenii sunt proști, filmele sunt proaste, etc., etc. Și m-am oprit aici, am cules aici un citat din Caragiale, care spune așa: administrația, armată, arte, științe, litere, tramvaie, drumuri de fier, birji, chelderi, frizeri, public, prăvălii, case, monumente, mâncare, bere, tot, prost, stupid, imbecil. Deci este o chestiune, mă rog, are o bogăție semantică uluitoare acest termen prostie. Există, în ceea ce privește sinonimele prostie, există o serie de sinonime, nu? Neghiob, stupid, etc., etc. În ceea ce privește metaforele prostie, aici stăm, mă rog, așa, nu prea am dat dovadă de imaginație. De pildă, există unele metafore animaliere. Nu mi se spune prostul ești un bou sau ești o gâscă sau ești o oaie. Există alte metafore, de pildă, care presupun lipsa creierului, nu ești bătut în cap sau ai tărâțe în cap. Mai există alte metafore care presupun lipsa oricărei scânteieri de inteligență și poate că ăsta ar fi, este și apogeul, prost ca noaptea. Mă rog, nu este totuși aici o bogăție deosebită de metafore. Îmi cer scuze, Emil, tot eu o să vorbesc în continuare, din punct de vedere tehnic, despre prostie. S-au făcut diverse studii, conform unor studii, de pildă, dintre toate popoarele foste comuniste, românii sunt cei care au cea mai bună părere despre ei în continuare. În sensul că ne credem cei mai inteligenți, ne-am născut din neam de eroi, ne-am născut poeți, etc., etc., o serie de mituri pe care noi, pe parcursul acestor emisiuni, vom încerca să le demolăm. Richard Lynn, de pildă, un psiholog irlandez, a studiat inteligența mai multor popoare, inclusiv inteligența poporului român.
Media IQ-ul unui, coeficientul de inteligență al unui om normal este cuprins între 85 și 105. Media în Europa a coeficientului de inteligență este 100. În acest clasament întocmit de Richard Lin în urma unor studii, România ocupa antepenultimul loc. Pe primele locuri se situează germanii și olandezii cu 107 IQ. Românii, bulgarii și francezii se situează pe același loc, cu 94. În urma noastră se mai află turcii 90 și pe ultimul loc sârbii și muntenegrenii cu 89. Un alt psiholog, Herbert Godard, a făcut un alt clasament în funcție de IQ. Cei care au un IQ între 0-25 sunt idioți, cei care au între 26-50 sunt imbecili, iar proștii sunt cei care au între 51 și 70 IQ. Întrebarea pe care ți-o pun eu acum, fiindcă unii spun, domne, dacă ești deștept și muncești, ești bogat, nu duci lipsa banilor, etc., etc. Suntem săraci fiindcă suntem proști? În niciun caz nu suntem săraci fiindcă suntem proști. Probabil că există o relație între sărăcie și accepțiunea despre care am discutat la început, între sărăcie și ignoranță. Deci, sigur că din acest punct de vedere nu stăm foarte bine. Așa, ca o părere care nu este numai personală și care cred că începe să câștige teren în fața crudei realități, probabil că suntem săraci fiindcă ne furăm singur căciula. Dar dincolo de această discuție sărăcie-prostie, cred că este o problemă de educație. Fiindcă, după cum bine se știe și dumneavoastră, și ca specialitate, și ca experiență, puteți aduce nenumărate exemple, sunt convins, și cei cu coeficient redus de inteligență și cei cu dizabilități, cei bolnavi, prin educație pot progresa. Da, fără discuții. Cu atât mai mult cei normali, fără să fie deștepții pământului, prin educație și instrucție, pot ajunge la bogăție. Începând cu bogăția sufletească și mai accesibilă, mai apoi și cu, și cu cea tradusă în bunuri materiale. Acum, în legătură cu anumite stereotipuri în ceea ce ne privește ca popor, începând într-adevăr cu modul ăsta în care ne privim pe noi înșine, există o vorbă în înțelepciunea populară care spune foarte multe și asupra căreia aș vrea să ne oprim mai pendelete. Prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul. O să discutăm și despre fuduliere, o chestiune interesantă aici, cu o legătură, o relație intrinsecă așa între fudulie și, și prostie, e clar. Îți dau dreptate, nu? V-ai zis la un moment dat că suntem săraci fiindcă ne furăm singuri căciulă. Se pare că bunăstarea unei comunități și a unei societăți ține mai curând de regulile, de normele etice, de codurile sociale, decât de inteligență sau de prostie. Deci mult mai curând ține bunăstarea de acest lucru decât de prostie sau de inteligență. Și atunci cu hoția, cu furtul, cu etc., etc. Numai din punct de vedere tehnic vreau să mai fac o referire. Cine vrea să primească titulatura de deștept la noi și oriunde pe glob, se poate supune unor teste Mensa. Aceste teste se fac și la București, și la Iași, parcă și la Cluj.
Ești supus unor teste și dacă ai obținut coeficientul de inteligență, obții scorul de 132, primești titlul de deștept. Ești om deștept. Din nefericire, zic așa, pentru noi românii, există doar 160 de români care sunt deștepți cu patalama la mână, care s-au supus acestui test. Prin comparație, bulgarii au vreo 600, ungurii vreo 800, nu că noi am fi mai proști decât bulgarii sau decât ungurii, dar foarte puțini români merg să se supună acestor teste Mensa, care sunt niște teste anuale. Așa cum spuneai și tu, mai adineauri, eu zic să ne referim în continuare la diferite accepțiuni ale termenului prostie, termen care are sute și sute de accepțiuni, de pildă Ișvan, cel care a scris istoria culturală a prostiei omenești, a identificat în spațiu maghiar cam 320. Probabil că la noi sunt mult mai multe accepțiuni ale termenului prostie. Dar mai înainte de a vorbi totuși despre aceste accepțiuni, se poate vorbi, zic eu, despre o prostie individuală a fiecăruia dintre noi, dar și despre o prostie, să zic, colectivă. Prostia unui sistem, prostia unei instituții sau prostia unei societăți chiar. Numai un singur exemplu am să dau, de pildă multă vreme, nu știu dacă și acum, pentru a ajunge din București cu mijloace de transport în comun la aeroportul Otopeni, erai obligat să iei bilet dus întors. Tu care plecai în SUA, plecai în Germania, unii nu se mai întorceau sau se întorceau peste luni de zile, erau obligat să ia bilet dus întors, nimeni nu a reacționat. Sau, de pildă, edilii bucureșteni au fost avertizați încă de acum 15 ani de o firmă japoneză că Bucureștiul la un moment dat se va sufoca datorită traficului de mașini și că trebuie să ia măsuri. Nimeni n-a luat absolut nicio măsură și la ora actuală Bucureștiul a ajuns în această situație. Sau defrișarea pădurilor, care este o prostie colectivă care ne afectează pe absolut toată lumea. Apropo de aceste prostii individuale și colective, mai putea să ne spui care este genul de prostie, să zicem, care te-a deranjat cel mai mult? Există o prostie agresivă. Există o prostie repetată. Deci imună criticilor, imună atenționărilor. Există, desigur, o relație cea mai neplăcută în societate între prostie și răutate. Taco, mă scuzi, prostie și răutate, aici înseamnă că și prostia este făcută cu bună știință atunci, nu? În acest sens? Într-un fel, există, să zicem, o prostie nu atât cu bună știință, cât cu bună credință. Unde și în Cartea Sfântă fericiți cei sărași cu Duhul, nu? Aici este o problemă cu fericiți cei sărași cu Duhul, o problemă așa mai sensibilă. Nu, fericiți cei sărași cu Duhul, că al lor este împărăția cerurilor. Nu cred că trebuie să înțelegem aceste cuvinte în sensul lor strict. Deci nu trebuie să traducem că numai proștii vor ajunge în cer. Așa în Brest, în Biblie, totul se fac îndemnul la deșteptăciune, să ai mintea trează, să etc., etc., mă refer la religia creștină în general. Poate că asta, fericiți cei sărași cu Duhul, că al lor este împărăția cerului, poate mai curând, hai să zicem, să acceptăm, nu? Deși mulți nu vor fi de acord, nu, că se referă și la oamenii mai să zicem, ceva mai proști, nu? Mai simpli, să zicem. Poate că se referă la prostul satului. Prostul satului, care este un om simplu, este un om sincer, este un om, să zicem, cât de cât lipsit de păcate și așa mai departe. În sensul acesta, da. Apoi, cred că mulți înțeleg atunci când cel care comite o prostie fără rele intenții și în
limitele posibilităților lui reduse, prostia ar fi inofensivă. Nu cred că există prostie inofensivă. Din contră, mai curând sau mai târziu, poate nu întotdeauna efectele sunt imediate, dar prostia cred că este ofensivă. Da, atunci și n-ai exagerând puțin, prostia este un păcat? Atunci când cel care a comis o prostie nu se corijează și o repetă, sunt sigur că este un păcat. Mai mult nu îndrăznesc să intru pe terenul acesta parțial al moraliștilor, parțial al teologilor și... Poate că mai curând este un păcat prostia făcută de un om deștept cu bună știință. În acest sens, poate este un păcat. Deci nu prostia, nici nu mă mai refer la prostia din ignoranță. Nu, asta nu cred că nici se poate numi de fapt prostie, nu? În ceea cineva a fost întrebat un tip de la țară, ce domne, ce femeile sunt culte, inculte și proaste. Adică și acel om de la țară făcea o diferență între ignoranță, nu incultură și prostie, cu totul și cu totul altceva. Dar într-adevăr există și prostii, și poate că astea sunt cele mai agresive, prostii făcute de oameni inteligenți, prostii făcute de oameni deștepți. Dincolo de faptul că sintagma asta prost deștept, nu, sau să zicem prost deștept, la prima vedere este contradictorie, dar lucrurile nu stau deloc așa. De pildă, tocilarul clasei, fiindcă sunt profesor, nu? Tocilarul clasei poate fi considerat de către colegii lui ca fiind prost. Dar el, de fapt, este un tip inteligent care poate să învețe materiile care îi se predau. Și aș mai face aici o paranteză, referindu-mă cumva și la prostia sistemului de învățământ românesc, fiindcă vorbeam despre prostia ale unui sistem. De pildă, la ora actuală, se merge în învățământ foarte mult pe competențe. Tot ceala, practic, va fi desființată. Singurele țări, așa, cu o forță deosebită, care mai merg pe toceală la ora actuală sunt China, India și Japonia. Cei mai mulți specialiști în toate domeniile sunt din China, Japonia și India. Pe urmă, chiar geniile sunt considerate de către cei din jur, nu de către profani. Profanii nu în sens peorativ, cei care sunt afară domeniului respectiv, al științei, nu? Geniile sunt considerate de mulți proști, nu? Fiindcă nu reușesc să-i înțeleagă. Dar ce ne facem de pildă cu prostia oamenilor inteligenți, prostia oamenilor care sunt experți într-un anumit domeniu și care își dau cu presupusul, cu părerea despre absolut orice, fără nicio teamă, cu o voieșie extraordinară și așa mai departe? Este un defect larg omenesc, dar dacă căutăm, știu eu, o clasificare de genul acelea cu procentaje, probabil că românii sunt printre primii în această privință. Noi ne pricepem la toate. Evident că este o prostie. Și dacă genul că noi toți ne pricepem la fotbal sau la muzică ușoară e mai puțin nociv în plan social, faptul că toți cred că se pricep la agricultură, fiindcă noi suntem un popor de țărani, este catastrofal, după cum oricine poate vedea. Apropo de prostia inteligentă, prostia unui om inteligent, am să citez din Dan Puric. Dan Puric, care știm cu toții că este un actor genial, nu? Un mim excepțional, o pantomimică ieșită din comun, dar să citesc el, zic eu, un exemplu de prostie. Umorul nostru are o substanță creștină în sensul că nu rănește. Nu este cinic, nu are nicio legătură cu bășcălia, care este copilul ateismului. Când faci bășcălie, râzi de tot, de valori, de mama, de Eminescu, de Dumnezeu.
Umorul își arată încă o realitate paralelă ca în fizica cuantică. Cred că el are o rădăcină dacică. Acel râs în fața morții pe care nu l-am întâlnit la alte popoare. Mie mi se pare aici o dovadă de cras așa de prostie a unui intelectual excepțional. Și l-am urmărit în mai multe rânduri pe Dan Puric, să zicem, în această ipostază. Oricine ar trebui să înțeleagă că nu trebuie să se întindă mai mult decât e plapuma. Asta, cred, oare nu ține mai mult de bunul simț această chestiune? Cine cer de bunul simț? De cei, să zicem, 7 ani de acasă, cum se spunea mai înainte? Ține de acea formă de educație primară care în societatea noastră tradițională, conservatoare prin excelență, își avea valorile, rosturile și obținea un bagaj minim de comportamente care satisfăceau societatea aceea. Prin spargerea acelei societăți, prin bulversarea pe care a creat-o Revoluția Democrat-Populară și au dispărut, din păcate, nu numai anumite tare ale societății înapoiate în plan tehnologic, în plan al modernității în general, dar au dispărut și aceste valori de bun simț și de educație sănătoasă în familie pe care n-am știut cum să le înlocuim și pe care le-am pierdut cu totul din mână în așa zisa libertate câștigată după 90. Bunul simț cred că ar putea acționa și în alt sens, că un om cu bun simț, de pildă un om care are cei 7 ani de acasă, cum se spune, își cunoaște și limitele. Și atunci nu își mai depășește limitele și, mă rog, probabilitatea de a comite o prostie este mai redusă. Este problema aceea că pentru prost tăcerea e de aur, care merge mai departe, nu? Dacă tăceai, filozof rămâneai. Da, văd. Eu zic că mai există o relație interesantă, de pildă, și între deșteptăciune, să zicem, și șmecherie. Șmecherii mai sunt numiți și băieți deștepți, nu? Da, aici iarăși cred că este o caracteristică a neamului nostru dobândită datorită vicisitudinilor istoriei. Noi suntem un popor care are arta supraviețuirii. Supraviețuirea aceasta s-a făcut însă mai puțin așa cum ne place nouă să ne lăudăm în anumite istorii eroice, romanțate, prin luptă vitejească. Și s-a făcut, e plină cartea proverbelor românești de capul pleca, sabia nu-l taie, e plină de lingușel, de trădări, de orice fel de șmecherii care îți permit să scapi, inclusiv că fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Nu prea ne lăudăm cu multe lucruri despre onoare, despre sacrificii și așa mai departe. De obicei, când îi cântărim pe ceilalți oameni, foarte, foarte rar folosim acești termeni, un om onest, un om simplu, un om și simplu. Dacă ne gândim la celebra istețime a țăranului român, așa cum a fost ea idealizată într-o perioadă semănătoristă, să zicem, ea ține mai mult de o anume șiretenie a celui care vrea să supraviețuiască. Vezi, inteligența cel care de multe ori, într-adevăr, poate deraia în șiretenie.
Deci, în șmecherie. Este o formă care presupune un coeficient de inteligență, dar nu foarte ridicat, și presupune o rezolvare rapidă și, cum să spun, fără mare bătaie de cap, rezolvarea celui care vrea să câștige timp, care știe că timpul le rezolvă pe toate, și asta o făceam atât în fața năvălitorilor, cei mulți care s-au perindat pe aici, deci acelor care ne atacau din exterior, cât și în fața opresorilor interni, întotdeauna ne-am învățat să ocolim lupta dreaptă. Dacă ar fi să conceptualizez puțin ceea ce ai spus, ar însemna cumva că șmecheria își are rădăcinile, să zicem, își are originea în compromisurile pe care am fost nevoiți să le facem de-a lungul istoriei. Mi-am amintit acum de o sintagmă din dicționarul Vesel de la Cinic de la Zurich. Acolo se spune la un moment dat despre compromis la modul următor. Sunt gata să urlu odată cu lupii pentru a scăpa cu viață, deci fac un compromis, dar chestia de a cotcodoci odată cu găinile mi se pare aiurea. S-ar părea că de-a lungul istoriei noastre noi de foarte multe ori am cotcodăcit odată cu găinile pentru a ne adapta la realitate, mă rog, fiind și asta o formă de inteligență, inteligența, să zicem, definiția cea mai acceptată, fiind aceea capacitatea de a adapta la realitate, la situații noi, inedite, pe care nici tu și pe care nici specia umană nu le-a mai întâlnit până atunci. Totuși, eu aș considera că șmecherii, deși șmecheria este considerată o formă de deșteptăciune, aș considera că șmecherii sunt proști. Că băieții deștepți, de fapt, sunt proști. Nu mai ar trebui, ca să ajungem la această concluzie, să ne ridicăm cumva deasupra a ceea ce se întâmplă, să avem așa un fel de recul în fața realității, o anumită obiectivitate, să privim cumva de sus, și atunci această lume pusă la cale astăzi de băieții deștepți, această lume în care lucrurile sunt așezate strâmb, cu această lume vor avea de face copiii băieților deștepți, vor avea de-a face nepoții băieților deștepți. Până la urmă, toți vor avea de pierdut și este clar că este o formă de prostie și șmecheria. Sunt proști pe termen lung. Deci proști, într-adevăr, și șmecheria, să zicem, sunt proști pe termen... Numai că mulți pleacă de la sloganul trăiește clipa. Acum să ne înfruptăm din ceea ce se poate, după noi potopul. Alta, aș aduce în discuție o altă formă de prostie, mai ales că s-a vorbit foarte mult în ultima vreme despre sfârșitul lumii. Ar fi, eu știu, prostia, calitatea e de credulitate tâmpă. Să crezi ceea ce ți se oferă. La ziare, la televiziune, ce a auzit, să iei de bun, fără niciun spirit critic, fără nicio prudență, nu? Avem exemple nenumărate în jurul nostru. N-aș vrea să politizez, fiindcă exact ceea ce a spus cu manipulări legate de o credulitate excesivă în tot soiul de vrăjitoare, de proroci, de indivizi cu puteri paranormale nedemonstrate, fiindcă există și cazuri extrem de interesante în domeniu, dar de parapsihologie. Din păcate, la noi tot soiul de șarlatani au acces cu ușurință și la mijloacele de propagandă și păstrez credința că cel puțin unii dintre ei sunt chiar folosiți de alți băieți deștepți pentru a atrage aceste mase credule. Aș mai adăuga ceva aici la
prostia în calitate de credulitate tâmpă, faptul că niciunui om nu-i convine să recunoască, domnule, am fost un prost. Foarte rar se, deși după Revoluție a apărut atunci un fost ministru Ceaușescu comunist, nu, care a zis, domnule, am fost un prost. Am citit un studiu despre, numai o clipă, mă scuz, am citit un studiu făcut de niște psihologi care, mă rog, au încălcat cumva principiile morale, în sensul că s-au dat drept aderența unei secte religioase, o sectă religioasă cu număr restrâns de membri, sectă care era convinsă că va veni sfârșitul lumii la o anumită dată. Și-au oferit toate averile, erau convinși că va veni sfârșitul lumii, au mers pe un deal, sfârșitul lumii trebuia să vină la ora 12 noapte, au început să se roage, sfârșitul lumii nu a venit. Atunci cei doi psihologi au fost curioși să vadă ce reacție au sectanții respectivi. Și se pare că de câte ori, decât să recunoaștem că am fost proști, găsim de fiecare dată câte o explicație. Psihologii numesc această situație disonanță cognitivă. De pildă, sectanții respectivi au răspuns, domne, sfârșitul lumii nu a venit datorită rugăciunilor noastre, fiindcă noi ne-am adunat pe deal. Adică imediat au găsit o scăpare. Dar cred că tot în categoria prostie, în calitatea ei de credulitate tâmpă, am putea să introducem și unele știri de genul cercetătorii au arătat că știri puse la cale, difuzate de către ziariști. Dar nu numai, ci și cei care cred în asta, fără să se amintească măcar din ce țară sunt cercetătorii respectivi. Nu cine sunt, nu? Mă, din ce țară sunt măcar, din Franța, din Germania, din Italia, nu se amintește absolut nimic, iar oamenii cred cu sfințenie chestiunea asta. Și fiindcă tot vorbim despre prostie și inteligență, mi-am amintit, acum am citit înainte de emisiune despre un giurgiuvean care se află în avangarda cercetării științifice, habar n-am avut până acum, un tip extrem de inteligent care participă la acel proiect cu cel mai mare laser din lume la Măgurele. Giurgiuveanul se numește Gabriel Sokol, un domn la vreo 35, 36, 37 de ani, repet, nu știu cine este, dar am citit lucruri despre el absolut excepționale, extraordinar. Dar mă rog, despre inteligență, despre realizările noastre deosebite, o să vorbim cu altă ocazie. Eu zic să ne referim puțin și la prostul gust. Dar înainte de a ne referi la prostul gust, gusturile se dispută? Că se spune, domne, gusturile nu se discută, nu? Gusturile nu se discută atunci când ele se situează, hai să spunem, la nivelul mediu al dezvoltării societății respective. Adică când se încadrează într-o anumită marză de eroare. Prostul gust este dincolo de limitele acceptabilului, deci prostul gust se discută. Prostul gust este ceva țipător, ceva agresiv. Una este să te îmbraci cu gust, dovedind un rafinament, o eleganță. Alta este să încalci norme elementare în ceea ce privește raportul Constituție, respectiv kilograme, centimetri în talie și așa mai departe, și forma îmbrăcăminții care să evidențieze defectele în loc să le stompeze. Altceva este să fii asortat și altceva să încalci reguli ale culorilor care contrazic, nu sunt complementare, contrazic orice apropiere posibilă. Atunci nu mai este vorba de gusturi care nu se discută. Prostul gust, cred că se și formează în timp. Bunul gust, pardon. Deci bunul gust se formează în timp.
Bunul Adică trebuie gust să ține și studiezi, să de citești, ține foarte mult educație, de ține și educație, de de cultură. capacitatea ta de a observa la alții. Nu ține musai de școli înalte sau de rafinamentul asiaticilor, cei care au, nu, școli de Ikebana sau mai știu eu de ce natură, ci ține de un bun simț elementar și de acest spirit critic care ne cam ocolește. Și revin la ceea ce a subliniat mai devreme, cred că neamului nostru îi lipsește spiritul autocritic. Refuzăm să ne analizăm, găsim întotdeauna cauzele eșecurilor, a Dăm vina pe neîmplinirilor alții. în cele mai diverse motive, unele ridicole. Am pierdut meciul fiindcă a plouat, ca și cum ar fi plouat numai pentru noi, nu și pentru adversari. Arbitrii sunt de vină, poate arbitrii au greșit cu sau fără intenție, la o fază, la două, dar noi am luat 10 goluri, celelalte 8 e bine al lui Dumnezeu că și-a întors fața de la noi. Și tot așa. Se pare că ne lipsește într-adevăr spiritul autocritic, cum bine ai spus, dar de multe ori nu suntem de acord nici cu spiritul critic. E drept că noi am trăit într-o societate de tip comunism, nu multă vreme, o societate laudativă, o societate închisă și nu o societate deschisă în sensul lui car popor, adică o societate bazată pe critică, popor plecând de la ideea că numai criticând se poate progresa în știință și în absolut orice domeniu al societății, nu economic, politic, cultural și așa mai departe. Chiar moartea regizorului Sergiu Nicolaescu nu a stârnit foarte multe discuții de pildă, aici fiind în joc și spiritul critic. De pildă a apărut la posturile de televiziune. Eu n-am urmărit, fiindcă mă uit în ultima vreme numai la desene animate împreună cu Maria, n-am urmărit emisiunile respective, dar mi-a relatat cineva oripilat faptul că, eu știu, Cristian Tudor Popescu s-a referit la regizorul Sergiu Nicolaescu în termeni, să le zicem, nu prea laudativi, în termeni critici. Și nu numai el, și alte persoane. Persoana respectivă era oripilată, persoanele din jur care au ascultat această relatare erau oripilate, cum Sergiu Nicolaescu, cum să-l critici și așa mai departe. Oricine este de criticat. Nu există om care să nu poate fi criticat, dar e clar că trebuie să-i critici realizările, să-i critici tezele, nu? Să nu-i le deformezi, să-l respecti, nu? Și așa mai departe. Și așa, în ultima instanță, de pildă, ca să fiu și eu criticat, Sergiu Nicolaescu nici nu a fost un mare regizor, a fost un regizor de filme comerciale, de filme tip Hollywood. Deci nu intră în categoria regizor artistic, Dumnezeu să-l ierte, un om care a făcut lucruri deosebite, dar în acest sens. Asta tot în legătură cu spiritul critic care Este lipsește. adevărat, mai mult decât atâta, sigur, mulți nu reușesc să aprecieze corect valoarea artistică într-o cinematografie cu puține bune și cu multe rele. Dar unii s-au oripilat plecând de la situația tragică și respectiv de la vorba aceea despre mort Vorba numai mai de de bine, bine. nu? Așa. Din acest punct de vedere, fără ai critica pe cei care l-au criticat, personal am motive să-l detest pe omul Sergiu Nicolaescu, nu pe regizor, mă întreb de ce unii care s-au apucat cu ocazia evenimentului monden în ultimă instanță, fiindcă la noi se confundă viața mondenă cu accidentele, cu nenorocirile, cu jafurile și așa mai departe,
de ce acum l-au criticat, de ce nu l-au criticat când era mare și tare în Comisia Senatului sau... Într-adevăr. Prostul gust, dar și proastă reputație. Proastă reputație, mă refer aici la persoanele care au o proastă reputație, nu fără a exista motivele tragerii unei asemenea concluzii. Foarte greu te speli după ce ai intrat în gura lumii și după ce ți s-a creat această proastă reputație. Da, e o problemă care ține tot de lipsa unei axiologii la noi. Proliferarea tuturor acestor prostii și a prostilor dincolo de limitele lor de competență ține de lipsa unor ierarhii valorice cât de cât corecte, nu? Eu aș merge puțin mai departe. Despre proasta reputație în sensul enunțat de mine adineauri se poate vorbi nu numai în spațiul românesc, ci și în alte țări, peste tot, și nu numai acum, ci și acum 2000 de ani și acum 2500 de ani. Și când ți-am pus această întrebare, aveam în minte pe sofiști, pe acei profesori ambulanți de filosofie, nu, din Grecia antică, tipi geniali care mergeau în agora, nu, și predau lecții de filozofie contra unei sume de bani tinerilor. E, acești tipi, Prodicos, Protagoras, Antifon, etc., etc., au fost desființați de către Platon. Platon era un fel de zeu al filozofiei în Atena. Platon era un aristocrat. Era un tip cu sânge albastru. Sofiștii erau tipi care nu aveau alte mijloace de subzistență decât banii pe care îi încasau din lecțiile pe care ei le predau tinerilor. Ori Platon nu putea să suporte pe tipii care pentru a trăi aveau nevoie de un salariu. Platon i-a făcut praf într-o notiță și de 2500 de ani sofiștii, în cele mai multe cărți de filozofie, în cele mai multe istorie ale filozofiei, sunt trecuți undeva la subsol. Au existat și acești gânditori. Uneori nici nu mai sunt numiți filozofi, ci sunt numiți doar gânditori. Deci iată aici o proastă reputație care ține de 2500 de ani. După cum știm, în anumite domenii, ca să pătrunzi în elită, ca să fii consacrat, nu este suficient să ai talent, trebuie să intri într-un hățiș de jocuri. Mă gândesc ce se întâmplă în lumea muzicală, ce se întâmplă chiar în lumea cinematografiei americane, mafia Oscarurilor și așa mai departe, a boxului profesionist. A, sunt atâtea situații unde se știe clar că lucrurile nu sunt în regulă și cu greutate pătrund cei care nu sunt sprijiniți de cine trebuie. Am văzut cu toții că și la Jocurile Olimpice, pe lângă greșeli omenești, au fost evident greșeli politice care au dorit ca reprezentantul unei anume țări să câștige, nu cel care era cel mai bun. Revenim puțin în spațiul românesc, s-a spus, foarte mulți au susținut acest punct de vedere, că dacă în decembrie 89 sau ceva mai înainte, dacă Ceaușescu ar fi dat puțină căldură și ar fi dat puțină mâncare la români, atunci Ceaușescu n-ar mai fi sfârșit tragic și poate că ar fi fost reales în mod democratic după aceea. În acest sens, Ceaușescu a fost un prost? Nu cred că putem să-i punem acest epitet. Istoria, dincolo de reacțiile imediate de după 90, îi va pune
o sumedenie de epitete negative, dar nu pe cel de prost. Și s-ar putea ca cei care susțin acest punct de vedere, eu sunt de acord cu tine, să nu mai aibă dreptate și din alte, să nu mai aibă dreptate și din alte motive. De pildă, revoluția a început la Timișoara. Timișorenii, spre deosebire de bucureșteni, spre deosebire de gălățeni și așa mai departe, de bine de rău, găseau carne la liber. Exista acolo micul trafic, nu? Mic trafic realizat cu sârbii. Au ieșit în stradă timișorenii atunci când era cald, totuși. După aceea ies germanii, polonezii, cehoslovacii o duceau mult mai bine decât noi, aveau mâncare, nu? Aveau căldură, dar au ieșit, au trecut la comunism, s-au despărțit de comunism cu ceva timp înaintea noastră. Probabil că nici în acest sens Ceaușescu nu poate fi considerat un prost, sau cei care susțin acest punct de vedere nu au dreptate. S-ar mai putea discuta, se mai poate prelungi emisiunea 5 minute? Am mai putea discuta despre prostie și despre prostie în calitate de inadecvare la real. Sunt oameni, de pildă, oameni extrem de culți, oameni inteligenți, nu? Oameni care posedă o inteligență teoretică, dar care oameni din punct de vedere practic nu se pot adapta, sunt considerați ca fiind proști de către ceilalți. Da, ține de o discrepanță între posibilitățile lor intelectuale și mai ales cele exercitate într-o anume direcție, într-o anume specialitate și cele de adaptare la viața practică. Unii, atunci când s-au amestecat după 90 în politică, personalități remarcabile, așa, au gafat cu totul inadmisibil. Să-ți dau un singur exemplu, tot de un filozof, primul ministru democrat al învățământului, Mihail Șora, care numai de lipsa culturii clasice nu poate fi acuzat, a gândit că pentru alegerea directorilor de școli trebuie să boteze și femeile de servicii și elevii, toată lumea, iar la grupurile școlare care aveau multe clădiri și multe îngrijitoare, numărul lor a decis candidatul preferat. Da, chiar apropo de inadecvare la real, am citit cazul unei învățătoare și a unei eleve. Învățătoarea avea în clasa 1 sau a 2 era eleva, o elevă, care era absentă, privea pe geam, nu era deloc atentă, nu răspundea și atunci învățătoarea a considerat că respectiva elevă are un handicap mental, un IQ foarte scăzut. Și le-a spus părinților: domne, cred că ar fi nimerit să o duceți la psiholog. Au dus-o la psiholog, a fost testată și fata respectivă era supra-dotată. Avea o inteligență excepțională și atunci pe ea nu mai atrăgea ceea ce se făcea acolo la clasă. Sau există cazuri așa celebre de inadecvare la real, începând cu Tales din Milet, nu? Cu filozofii în general despre care se spune că nu prea sunt adaptați la realitate, sau Tales care, privind cerul, nu, spune legenda, a căzut într-o groapă și atunci o femeie, o analfabetă, a tras atenția: băi, prostovane, tu care zici că faci și nu ești în stare să mergi pe unde, pe drumul pe care trebuie și așa mai departe. Platon, într-adevăr, aici l-a luat apărarea filozofilor. Poate că filozofii, fiind și profesori de filozofie, unii dintre filozofi, mă refer la mari filozofi, nu la profesorii de filozofie, poate că pentru asta sunt făcuți, nu? Cum este și cu albatrosul lui Baudelaire, nu? Care aterizează pe o corabie și aripile imense îl împiedică să zboare, cum scrie marele poet, nu? Albatrosul fiind făcut pentru altceva și nu pentru a merge pe corabie. Din păcate, emisiunea noastră se apropie de final. Emilio, m-am simțit excelent. Îți mulțumesc că ai venit.
Iar în continuare, pentru a evada din această temă la care eu sper să revenim și te anunț de pe acum că vei fi invitat și la alte teme și o să le stabilim chiar împreună unele dintre ele. Deci, în continuare, pentru a evada din această temă, să zicem, din acest spațiu pe care l-am discutat, vom da cuvântul unei eleve excepționale, o elevă de la Liceul Nicolae Cartojan. Se numește Alexandra Lupan, este o elevă foarte bună, este în clasa 9, este o elevă talentată și recită foarte bine. Mulțumesc și vreau să spun bună seara. Voi recita poezia Când ai nevoie de dragoste, de Mircea Cărtărescu, care sună cam așa. Când ai nevoie de dragoste, nu ți se dă dragoste. Când trebuie să iubești, nu ești iubit. Când ești singur, nu poți scăpa de singurătate. Când ești nefericit, nu are sens să spui. Când vrei să suni pe cineva și sunt toți plecați. Când ești la pământ, cine se interesează de tine? Cui pasă? Cui o să-i pese vreodată? Fii tu lângă mine. Înțelege-mă, iubește-mă. Nu-mi trebuie partruze, nici conversație. Fii iubitul meu permanent. Hai să uităm regulile jocului, să ne detașăm, să ajungem la echilibru. Dar nu sper nimic. Nu primești dragoste când ai nevoie de dragoste. Când trebuie să iubești, nu ești iubit. Iar când ești la pământ, nimănui nu-i pasă de tine. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Sper să ne urmăriți și în continuare. Cât de curând o să punem la cale și o modalitate de a interacționa cu dumneavoastră telespectatorii și chiar așteptăm opiniile dumneavoastră critice. Vă mulțumim. Bună seara, pe vinerea viitoare la ora 19:30, când probabil vom discuta despre fericire sau despre, dacă nu despre fericire, eu știu, despre prietenie. Bună seara!